Bună seara, Stella. În urmă cu o jumătate de oră am aflat și noi că între Mihăilești și Cioranca, două comune de pe drumul european 85 care leagă capitala de nordul țării, sunt coloane de 6 km de mașini, se pare din cauza poleiului, pentru că de ceva timp nu mai ninge sau ninge amestecat cu ploaie înghețată. În pofida faptului că drumarii au acționat de azi dimineață și noi am urmărit, cei de la drumuri naționale spun, au împrăștiat și material antiderapant, au curățat carosabilul acolo unde erau depuse suluri de zăpadă. În pofida acestui fapt s-a întâmplat, așa cum suntem obișnuiți în fiecare iarnă serioasă, ca tirurile să blocheze drumurile. Așa s-a întâmplat la Mihăilești și imediat s-a creat un dop acolo. Se pune problema să se intervină cu șenilate pentru a scoate oamenii. Prefectul județului este acolo, vom încerca și noi să ajungem acolo. Este însă foarte greu pentru că în afara orașului vântul suflă la rafală cu putere foarte mare, te doboară practic, iar mașinile nu au stabilitate. Asta nu înțeleg șoferii, care unii dintre ei pleacă neechipați cu cauciucuri de iarnă sau spunând că se grăbesc să ajungă undeva unde sunt așteptați, calcă pedala de accelerație și așa se face că ajung în șanț. Noi astăzi am filmat pe un alt drum național, vorbim de drumul care leagă Buzăul de Brăila, drumul național 2B, câteva mașini ieșite în decor și singura explicație asta este. Deocamdată acestea sunt cele mai importante informații de aici, din județul Buzău, însă și în județul Vrancea este cod portocaliu, de acolo vin tot timpul mesaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență care anunță intervenții pentru dezăpezirea unor mașini în care se află chiar și copii blocate între zăpezi, acolo unde drumurile deja au fost restricționate ca și masă sau unele dintre ele, vorbim despre un drum național dintre Măicănești și Ciorăști, închis de la ora 17. Și în județul Buzău două drumuri naționale au restricții de tonaj, vorbim despre drumul național 2C care leagă drumul european din localitatea Costești cu Slobozia și drumul național 22 care leagă Râmnicu Sărat de județul Brăila. Acestea au restricții de tonaj din această după-amiază la 3,5 tone.